echipă și punerea în aplicare sau punerea în practică acestui proiect s-a făcut de către un tânăr. Acum am înțeles că are 25 de ani. 23. Poate mai bine. Deci un tânăr. Un tânăr care dorește să vadă și să vă aducă în față prin munca lui, prin cercetarea lui, ceea ce nu s-a spus despre acea perioadă despre care a vorbit și domnul președinte și Valentin. Mă bucur că acest proiect se va adresa tinerilor. În primul rând, pentru că tinerii poate sunt cei care încă nu au aflat suficiente elemente, suficiente date despre acea perioadă. Și iată că acest demers editorial va suplini acea lipsă pe care o avem în cărțile de istorie, acea lipsă pe care o avem în disciplinele care practic se predau în școală. Nu este lipsit de interes faptul că în școli există câțiva colegi profesori de istorie care predau discipline opționale de tipul Holocaust, istoria Holocaustului și tematica aceasta a rezistenței anticomuniste, de asemenea, este predată izolat în anumite unități.